Edward Snowden face dezvăluiri cutremurătoare despre Facebook, e o companie de supraveghere, mascat drept rețea social. Fostul angajat însă Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, după ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firmă specializată în analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit, precum sublinierea campania prezidențială a lui Donald Trump. Afacerile care scot bani din colectarea sublinierei vânzarea de informații detaliate despre viețile private au fost descrise în trecut drept companii de supraveghere. Rebranduirea lor ca rețele sociale este cea mai de succes în subliniere eltorie de când Departamentul de Război a devenit Departamentul pentru Apărare, a scris Snowden pe Twitter. Facebook a acuzat vineri firma pe motiv ce nu a subliniere ters câteva zeci de milioane de date pe care le-a adunat în mod abuziv de la utilizatorii de Facebook. Business Stat Make Money Be Collecting and Selling Detailed Records of Private Lives Were On Ce Plainly Describe Das Survey Lance Companies. The rebranding as social media is the most successful deception since the Department of Arbe came the Department of Defense.